Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem și noi un metrou în Republica Fantastică România. Până când s-o îndura domnul Boc să dea drumul la metrou din Cluj, avem Metrorex-ul aici. Care, da, este, care e o experiență. Da, e susținut din banii guvernului. Acum o mulțime de bucureștini o se strâmbe la mine când spun că nu este corect ca Ministerul Transporturilor să susțină Metrorex-ul, din moment ce de metro beneficiază în imensa majoritatea cazurilor doar bucureștenii. E cu duș și întors, să știi, pentru că sunt din ce în ce mai puțin bucureșteni în București. Bravo! Asta și atunci... Foarte bună observația colegului, plus de asta e o mândrie națională, că avem oraș cu metrou în, așa, România. Deci adică... trebuie pusă taxă pe români că avem mândria națională în București metrou, nu? Da. Și să-i subvenționăm pe turiștii care vin în număr cât mai mare în București. Da. Și cât să fie taxa în... pentru mândria națională, Luca. Cât să plătească, de exemplu, cetățenii la metro, nu-mi dau seama exact, din Suceava pentru faptul că bucureștenii beneficiază de metro. Cetățenii din Suceava ocazional vin și ei la București și le, da, place foarte mult să se deie cu metrou. E bine. Zic eu. Bun. Da. Deci avem această știre. Se fac angajări la Metrorex. Ce tare, am înțeles. În premiera absolută, deci pentru prima oară în istoria companiei, care este în subordinea Ministerului Transporturilor, anunțul a fost publicat pe site. Au site? Este, da, încă o dată, clubferoviar.ro scrie. Deci, practic, noi suntem în 31 octombrie 2022. De Halloween. Poate știre de Halloween? Nu, cred că am fost publicat săptămâna trecută. Și pentru prima dată, bă, băieți, un anunț de angajare la Metrorex a fost publicat online, astfel încât să-l poată vedea ori și cine. Înseamnă nu-i dau de cap deloc. Da, cum se făcea până acum... până la această uriașă revoluție în comunicare, că se publică un anunț de angajare online. Citez. Până acum, anunțurile privind angajările erau puse doar la vizierul de la sediul central al societății, care se află la etajul 9 al Palatului CFR din Bulevardul Tinicu Golescu, unde este și sediul ministerului. Prin urmare, nicio persoană din afara companiei sau a ministerului nu putea să vadă anunțurile respective. Și azi mi-era și încuiat vizierul ăla. Era într-un loc întunecat. După tot s-a ascuns. Da, deci practic nu poți intra în Palatul CFR, unde e Ministerul Transporturilor, dacă nu ești angajat la Metrorex sau la minister, sau invitat, sau vii cu școală altfel. Da, da. Sau poate de la Glovo cu pizza. Dacă asta e, adică dacă ești cetățean și vrei să intri acolo, te oprește portarul. Matale. Deci, așa se face. După cum spunea foarte corect Titu Maiorescu, noi rămânem țara formelor fără fond. Adică legea spune că anunțurile de angajare trebuie făcute publice. Asta e forma. Fondul este că ele trebuie să fie publice astfel încât toți cetățenii să aibă posibilitatea de a participa, nu? Pentru că toți cetățenii sunt egali în fața legii. Dar la noi a rămas fondul, am publicat-o, mă, ce are? Adică anunțul e făcut public, cum cere legea, în sensul că e pus pe culoar. La vizie. Anunțul e public, nu-l țin eu în sertar, nu? Uite, e public. Și fondul, păi fondul nu contează. Noi suntem țara formelor. Dar ce-or căuta ei acum, de li s-a înfundat treaba. Caută doi consilieri, stai că-ți spun, că asta am considerat că nu e interesant, dar văd că tu ești interesat de o angajare acolo. De moment ce au schimbat cu Tuma, înseamnă că e ceva ce, repet, nu reușesc să găsească. Deci, societatea vrea să angajeze, încă o dată citesc de pe clubferoviar.ro, da, doi consilieri juridici gradul 3. Ai văzut? În cadrul serviciului contencios, direcția juridică. Deci asta și e pe juridic, nu poți să încalci legea încă de la angajare, adică e prea de tot. Da, asta cred este. Cred că nu găsesc așa ușor între rudele angajaților. Bă, aveți, mă, vreunul un consilier de ăsta de... Domnul, am de gradul 2. Nu contează. Nu trebuie de gradul 3. Se califică la locul de muncă, mă, n-ai tu treabă, nu știi cum se face. Se angajează omul și asta e, vine el cu diploma, am avut cazuri. Și-au copiat diplome și-au făcut la Xerox, s-au făcut din bărbat-femeie, nu știți? Da, bine, da. În cazuri, adică se rezolvă dacă e, numai că, uite, progresul nu poate fi oprit, s-a pus pe site, dar, acum te gândești... S-a îngălbenit în avizier, îți dai seama. Fiți atent. Mă, chiar nu găsim. Nu. Deci, în loc să fie postat electronic, pur și simplu, adică să scrie cineva articol, documentul cu anunțul de angajare a fost întâi printat, tipărit. Așa. Apoi scanat. Și în cele din urmă urcat pe site ca fișier PDF. Deci nu cred. Exact. Deci l-au scris totuși la calculator, dar l-au printat. L-au scanat. Înțelegi? Bă, cum facem PDF de în combinația asta? Nu facem. Știe nimeni? Da. Am o idee, scanăm. Editat, trebuie să dai click să descarci PDF-ul și după care cine știe la ce rezoluție o fi scanat. Da, da, da. Că doar nu o scanăm la rezoluție bună să citească orice prost. Adică, numai pentru cine știe, practic, anunțul pe din afară are și dovada, dacă dorește.
Dar și site-ul bănuiesc e ceva. Nu știu, putem să încercăm. Revizerele, că na. Site-ul Metrorex, dacă site-ul vrei. Metrorex, nu cred că îl deschide. Nu cred, mă. Acum cred că a bubuit. Cred că e căzut site-ul Metrorex în momentul ăsta. Metrorex.ro, am încercat eu, nu se deschide nimic deocamdată. Mamă, am 34 de grade apa caldă, mi s-a deschis direct asta cu apa. Tot weekendul s-a jucat Nicu cu mine. Deci va a fost rece bacă. Nu merge site-ul Metrorex. Anunțul are 5 pagini în conformitate cu nu știu ce. Mie mi s-a deschis, să știți, și e ca lume cu un metrou sus. Să știți că mai aveți, pentru cei care ne ascultă, înscrierile se fac în perioada 28 octombrie, ora 9 dimineața, până pe 7 noiembrie, la ora 14, atunci se închide înscrierile, la registratura Ministerului Transporturilor. Deci la poarta A trebuie să vă prezentați și după mă, care, gata, sigur, aveți 4 pagini de documentație pentru aceste posturi. Vă recomand site-ul Metrorex, e foarte tare. Poți să-ți calculezi cum să ajungi de la o stație la alta. Are calculator rută. Vezi, mă, că se poate. Cu stația de plecare și destinația și uite, zice, după aia unde schimb purea ATB-ul. E foarte mișto. Deci vezi că se poate, vezi? Felicitări, Metrorex. Da. Și este PDF cumva? Nu. Vezi că nu e PDF, deci s-ar putea și anunțurile de angajare să fie tot așa făcute. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.